Părinții a căror copii urmează din toamnă să meargă la școală pot să-i înscrie pe aceștia în clasa pregătitoare începând de luni, 27 februarie, la școala de circunscripție. Metodologia prevede că la clasa pregătitoare sunt obligatoriu înscriși copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2017, în timp ce copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2017 pot fi înscriși în clasa pregătitoare cu condiția să dea un test de evaluare psihosomatică. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare în conformitate cu prevederile legii și ale prezente metodologii. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie 31 decembrie 2017 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie 31 decembrie 2017 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018 sau celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, își vor înscrie copiii la grădiniță în grupa mare, prevede proiectul de lege. Totodată, în cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie, 2017, inspectoratele școlare, respectiv unitățile de învățământ, vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copiilor și vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice, care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.